Imaginea postată de mai multe filiale județene ale PSD sugerează că Simona Halep a fost huiduită pe Arena Națională. Revoltați, 10.000 de oameni au comentat și au raportat colajul drept fake news. Rușine să vă fie, folosiți imaginea Simonei Halep pentru propagandă, a comentat revoltat un fan, iar reacțiile negative au continuat. În timp ce unele filiale au șters mesajul, altele l-au păstrat. Organizația PSD Constanța a lăsat postarea chiar dacă până și membrii organizației s-au arătat revoltați. Este o făcătură. Eu nu sunt de acord cu astfel de postare. Probabil din neglijență, din rea credință. Totul ar fi pornit de la cel care coordonează mesajele din online, George Norocel Harabagiu. Pe unul din grupurile de WhatsApp, Harabagiu a dat instrucțiuni clare celor care se ocupau de postări. Alertați organizațiile și grupurile de diseminare din județe, maximizați impactul postării, distribuiți în grupuri. Cred că a fost o postare centrală, că au apărut pe mai multe județe. Cineva a creat-o într-un mod nefericit. Scrie aici pe Simona Halep, huiduită de 20.000 de fani pe Arena Națională. Da, nu știu cine a făcut postarea și cum a ajuns acolo, îmi pare rău, regret. În mod evident este fals. Un fals pentru care Norocel Harabagiu a plătit cu funcția, nu înainte de a transmite că este o victimă în acest scandal care a luat amploare. Chiar și așa, Liviu Dragnea a anunțat că a fost demis din funcția de coordonator al comunicării online a partidului.